Punem prea multă bază pe subvenții și uităm că totul depinde de noi. Dumitru Andreșoi este la momentul actual unul dintre cei mai cunoscuți crescători de oi de la noi din țară și unul dintre principalii exponenți ai sectorului ovin. Președintele Asociației Crescătorilor de Ovine, Dacia Hunedoara, consideră că se vorbește prea mult despre subvenții și că fermierii ar trebui să se bazeze mai mult pe forțele proprii și pe ceea ce ei înșiși pot face pentru a produce plus valoare. În plus, consideră Dumitru Andreșoi, subvențiile nu vor putea niciodată acoperi cheltuielile din fermă. Vedem imediat argumentele sale într-un interviu realizat de Ovidiu Ghinea. Dacă ne mințim singuri, și peste 3, 4, 5 ani suntem tot mai nevoiași și tot mai săraci. Și tot stăm cu speranță. Dacă ne raportăm și asta, pe mine, să știți că mă deranjează foarte mult. Totul se raportează numai la subvenții. Nu, subvenția e o mică parte din suma pe care noi, aceste animale, o cheltuim anual cu ele. Foarte puțin. Noi trebuie să ne uităm la ce ne valorificăm noi producția. Se vorbește prea mult de subvenții. Trebuie să discutăm foarte, foarte mult pe alte măsuri. De sprijin, deci guvernul să vină lângă noi ca parteneri, pentru că avem nevoie de finanțare foarte, foarte mare, crescătorul și nu numai, toată agricultura României, da? Banii din PNS sunt foarte puțini și eu am rămas surprins că vorbim de procesare. În toate domeniile, și vegetal și zootehnic, România din 2024 până în 2027 are alocați 200 de milioane de euro, 50 de milioane pe an. Pe oameni buni, un abator performant e 50 de milioane, o fabrică FNC, da? E pentru furaje cu de mare capacitate, undeva să zice să facem 30 de tone pe oră sau așa, cu silozul, cu tot acolo te duce, 40. Deci haideți să vorbim ce naiba, facem unul pe an, deci dacă nu venim din model național cu niște măsuri foarte bine țintite, deci nu să aruncăm banii pe fereastră numai așa, avem o problemă. Dar și guvernul trebuie să fie lângă noi ca partener, noi nu suntem milogi, nu suntem cercetori, nu nimic. Noi avem nevoie să fim sprijiniți, să ne putem dezvolta, ca la rândul nostru să plătim taxe și impozite. Depinde și de noi. Ca și crescători, dacă ne pliem pe ce se întâmplă în lume, guvernul să fie lângă noi și numai împreună le putem rezolva, pentru că altă șansă nu avem. Noi nu știm să facem, eu nu știu să fac altceva. Eu nu am, și toată familia mea, noi asta știm, să cultivăm pământul, să creștem oile și am demonstrat-o. Prima dată am făcut-o din pasiune, din plăcere, de la vârsta de 9 ani, pur m-a devenit o activitate pe care am dezvoltat-o foarte greu, într-adevăr, fără fonduri europene, fără proiecte. Și am beneficiat, într-adevăr, de subvențiile care au fost. Dar erau infime, au fost aceste subvenții pe lângă nevoia de finanțare. Poate s-au făcut prin credite, leasinguri și prin foarte multă muncă.